Vreau să te întreb cum s-a schimbat viața lui George Ogăraru după momentul în care s-a schimbat viața lui Mihai Neșu. S-a schimbat radical viața lui Mihai Neșu. Am primit vestea asta când eram în Elveția și un coleg meu de cameră, Michael Dinsdag, mi-a zis, ai văzut, el olandez fiind, mi-a zis, ai văzut ce scrie în ziare ce s-a întâmplat cu Neșu de la Utrecht? Zic, nu, ce s-a întâmplat? Ce, cred că o să moară. Și a rupt gâtul la antrenament. Zic, da, tu glumești, n-ar cum să fie adevărat. Și atunci am pus mâna pe telefon și am sunat în Olanda. Mihăiță nu mi-a răspuns la telefon, bineînțeles. Am sunat-o pe soția lui, nici ea n-a răspuns și au fost așa cam câteva ore în care n-am știut ce să cred. Însă m-am pus în genunchi și m-am rugat în toată această perioadă să nu fie adevărat. Și am fost sunat, mi s-a confirmat locul acesta și a căzut așa ca o bombă în capul meu. Am căutat prima ocazie, eram înainte de un meci. Bineînțeles că numai la meci nu mi-a fost gândul atunci. Și imediat când am avut zi liberă, am plecat în Olanda să văd ce se întâmplă. Și într-adevăr a fost un mare șoc. Pentru că colegul meu de cameră, prietenul meu cel mai bun, cavalerul tău de onoare la nuntă, cavalerul meu de onoare la nuntă, trecea prin această mare încercare, în care s-a luptat cu moartea. Viața lui, da. Da. O perioadă destul de lungă după accident. Însă s-au întâmplat tot felul de minuni. Trebuiau să, de exemplu, puțină lumea știe, trebuia să-l opereze. Da. Avea un chiar de sânge pe creier și atunci imediat. Da. Și seara era programat la operație. A doua zi dimineață, seara la programat, dimineața trebuia să vină doctorul să-l opereze. Și a doua zi dimineață au zis, hai să mai facem un RMN. Da? Înainte de a-i deschide. Și când au făcut, au văzut că nu mai e cheagul de sânge. Cum e posibil că de seara tras așa de repede? Apoi nu putea să respire, nu putea să-și folosească. Simțurile încă nu căzuseră. El a avut sus la C3 sau C4, a avut această ruptură pe coloană și nu putea să respire, nu putea să-și folosească plămânii și a trebuit să facă o traheotomie, care s-a infectat. Infecția a coborât în plămâni, era o infecție groaznică. Da. Și doctorii iarăși au spus, șansele sunt minime ca să trăiască. Și cu toate astea s-a vindecat. A dispărut infecția, s-a închis și gaura și simțurile au coborât, a putut să-și folosească o parte din plămân, apoi mai mult și să fie oarecum independent de aceste aparate. Și a reușit să supraviețuiască. Apoi a trecut prin tot felul de situații. Au fost situații în care mă suna seara și îmi spunea, George, gen, nu știu dacă ne mai auzim, nu știu, avea... Depresie? Sau nu, pur și simplu fizic. Fizic, da, da. Cu tensiune foarte scăzută. Și cu toate astea a trecut peste, apoi se îngrășa foarte mult. Avea aceste escare, infecții. De la cât stai pe... De la cât stai. Da. Până și-a găsit un regim alimentar. Apoi aceste căutări, a plecat în America, a încercat să vindece acolo. Toți oamenii care îl sunau, eu te fac bine. A trecut prin niște stări incredibile. Până la urmă și-a găsit liniștea, s-a botezat ortodox. El nu era botezat. Nu era ortodox, nu. Și s-a apropiat de Dumnezeu și dintr-o dată toate lucrurile au înflorit. Și fundația, și prietenii aproape de el, mulți, și și-a găsit rostul. Da, pentru că fundația lui în momentul acesta ajută 130 de copii cu probleme ca ale lui sau mai grave ca ale lui. Și mai mulți stau și așteaptă pe aceste liste de așteptare. Sunt peste 300 de copii care au nevoie de tratamentul acesta, tratamente pe care nu le are nimeni în România, cu fizioterapeuți bine instruiți și și-a asumat problemele și problemele altora, pe lângă problemele lui, ceea ce este incredibil. Este un lucru care pe mine mă
mă frapează, dar și mă și motivează așa în fiecare zi să mă implic în ceva unde să pot și eu influența, așa cum influențează Mihai. Practic, acum mi-ai răspuns la final la întrebarea, cum ți-a influențat ție viața, schimbarea vieții lui, schimbarea asta radicală? Da, Mihai este un exemplu pentru mine și pentru mulți care l-au luat drept exemplu, că sufletul este mai puternic decât corpul.